Am început consumul de drog la vârsta de 17 ani, ca o încercare disperată de refulare, de a găsi un refugiu față de problemele mele de acasă, față de diverse evenimente traumatizante prin care am trecut. Georgiana a reușit acum 15 ani să scape de adicție cu ajutorul unui program de reabilitare. În prezent este coordonatoarea unui centru destinat tinerelor dependente din rețeaua unităților deschise de organizația Teen Challenge România. Ea crede cu tărie că soluția pentru reabilitarea tinerilor consumatori este înființarea centrelor rezidențiale care să ofere toate serviciile necesare, nu doar tratament medical. În ceea ce privește minorii, o singură unitate de acest fel este dedicată lor în România. Consumul de droguri este o problemă de sănătate publică care trebuie tratat și adresat ca atare. Avem o foarte mare lipsă în România în ceea ce privește tratamentul pentru minorii cu adicții. În momentul de față avem un centru la Băila. Stigmatizarea nu face decât să agraveze fenomenul adicției, nu face decât să îi excludă social pe cei care suferă de o astfel de patologie adictivă. Întârzie prezentarea la medic. Mai mulți medici, specialiști antidrog și reprezentanții ai legislativului și executivului au dezbătut problema drogurilor într-o conferință care a avut loc la Parlament. Cu toții spun că e nevoie de înființarea centrelor pentru reabilitarea minorilor cât mai curând, fie de sine stătătoare, fie pe lângă spitale de psihiatrie sau alte tipuri de spitale. Pentru asta trebuie să fie modificată legea sănătății mentale, însă proiectul de ordonanță nu a mai intrat în ultima ședință de guvern de joi, așa cum spunea ministrul sănătății că se va întâmpla. Avem trei județe care au interes și am identificat deja spații pentru organizarea acestor centre, alături de cel de la Voila, mă refer la județele Bistrița, Hunedoara și Olt. Probabil că vom putea avea unul mai repede la Bistrița în prima jumătate a anului viitor, iar celelalte și la Olt. Și la Olt se poate face lucrul ăsta, la Spitalul Schitu Greci. Iar alte județe trebuie să avem și interesul autorităților locale. În aceste centre, pe lângă tratamentul medical, minorii ar beneficia de psihoterapie, activități sportive și educative și de alte tipuri de servicii pentru a se putea reintegra în societate. Consumul de droguri, mai ales de la o vârstă fragedă, are efecte devastatoare pe termen mediu și lung asupra sistemului nervos central, avertizează medicii. Societatea va fi afectată la un moment dat în funcționalitatea ei printr-un cumul de indivizi care dezvoltă tulburări de comportament sau tulburări psihiatrice. Datele care sunt acum date publicității de ANA relevă faptul că unul din 10 adolescenți au consumat un drog ilicit cel puțin o dată până la această vârstă. Într-adevăr, când vorbim de vârsta medie de debut în consumul de substanțe, aceasta este de 13 ani, însă dacă vorbim de alcool și de tutun, vârsta scade. Consumul este în creștere în rândul tinerilor, iar acest lucru se reflectă și în datele anchetatorilor care instrumentează dosare de trafic și de consum de droguri. Dacă în 2021 procurorii DIICOT aveau în lucru 18.000 de dosare, în 2023 numărul anchetelor de soluționat era de 26.000.